Nu știm niciodată când va veni momentul în care lucrul la care lucrăm noi și această misiune și know-how, adică toate informațiile astea adunate în cadrul misiunii, s-ar putea să facă diferența între a trăi și a muri. Participați la o misiune extrem de interesantă, aceea care urmărește devierea unui asteroid. Din partea ESA, se numește misiunea HERA, aveți o componentă foarte importantă în acest proiect și anume legată de sistemul de ghidaj. V-aș ruga să ne oferiți mai multe detalii tehnice despre produsul dumneavoastră. Da, GMV România participă la misiunea HERA, aș putea să spun chiar cu trei componente diferite. Una dintre componente și cea mai importantă este cea pe care ați menționat-o și dumneavoastră, sistemul de navigație, ghidaj, navigație și control, Guidance, Navigation and Control, care, cum îi spune și numele, sau aș putea să-i spun că este creierul navei, creierul satelitului, și voi intra în detalii imediat. Mai participăm de asemenea și cu ceea ce numim noi Image Processing Unit, unitate de procesare a imaginilor, care este un atât parte de software cât și parte de hardware, să zic, componente electronică, un electronic box. Și de asemenea avem o echipă care lucrează pentru unul dintre cei doi CubeSats care fac parte din misiunea HERA. HERA e nava mamă și apoi din satelit vor ieși doi CubeSats, unul dintre ei se numește Juventas, pentru care de asemenea suntem implicați în sistemul GNC și am mai fost implicați în Mission Analysis, analiza misiunii și Mission Planning. Revenind la GNC, la componenta principală, aici împreună cu alte companii din cadrul grupului GMV, în special Spania, Polonia, Portugalia, dezvoltăm acest, aș putea să zic, general software, dar este mult mai complicat, sistemul GNC, care, cum spuneam, este responsabil de tot ce înseamnă ghidajul navei spațiale, a satelitului, de pe Pământ și până ajunge în jurul sistemului binar de asteroizi. Ce este special în cazul acestui sistem și o premieră, cumva aș putea spune chiar la nivel mondial sau cel puțin european cu siguranță, este faptul că, dată fiind distanța la care se întâmplă lucrurile, satelitul va trebui să aibă un grad de autonomie foarte ridicat. Adică, cu alte cuvinte, va urma o serie de pași implementați și tot ce va face, va face pe cont propriu de la un anumit punct încolo. Asta fiindcă asteroidul fiind foarte departe, ca semnalul să ajungă sau o comandă să ajungă până la navă, odată aflată în poziție, ar dura, nu știu, 9-10 minute și apoi am primit confirmarea 9-10 minute, ceea ce ar însemna că am avea un 20 de minute în care, vă dați seama, nu poți să iei niște decizii foarte rapide sau foarte în cunoștință de cauză. Și atunci s-a implementat această variantă autonomă. Practic, acest sistem GNC folosește informații de la o serie de senzori. Aici vorbesc noi, zicem, la modul general senzori, dar vorbim de camere vizuale, camere infraroșii, un altimetru, pe care le prelucrează și în funcție de informațiile și de prelucrarea acestor date, știe ce să facă, știe ce decizii să ia. Ce e special în cadrul misiunii HERA e că satelitul se va apropia foarte mult de suprafața asteroidului. Sunt multe operațiuni în, cum se numesc, close proximity, ceea ce presupune că trebuie să avem o foarte mare grijă să nu existe pericolul unei ciocniri care ar impacta misiunea și ar duce la un failure, să zic. În România suntem
responsabil și implementăm faza de visual navigation, cum se zice, navigație vizuală, care practic presupune prelucrarea imaginilor venite de la cameră și presupune, cum să zic, gândirea acestora sau procesarea acestora, astfel încât satelitul și programul, software-ul din spatele acestui sistem GNC identifică diferite repere de pe suprafața asteroidului, cum ar fi cratere, nu știu, bolovani și așa, și în funcție de asta el știe unde se află în relație cu asteroidul, ce decizii să ia. Deci e aproape, aș putea zice, ceva next level, e aproape autonom. E foarte interesant și foarte complicat de făcut. Tocmai pentru că acest sistem GNSS oferă o autonomie, e legată practic de viitorul călătorilor spațiale. Vă gândiți că acest produs ar putea fi folosit și în alte călătorii spațiale? Da, în principiu, aplicabilitatea, vă dați seama că este foarte mare. Putem să spunem, e foarte ușor de comparat, de exemplu, cu pilotul autonom de la automobile. La fel și în cazul ăsta, desigur, cu niște adaptări, acest sistem GNC poate fi adaptat pentru o aterizare autonomă pe un corp, pe, nu știu, pe lună, pe Marte, pe un asteroid, la o adică, poate fi adaptat pentru ceea ce numim noi randevu, adică întâlnirea între doi sateliți în spațiu. De asemenea, este foarte în trend acum, sunt aceste misiuni de deorbitare a gunoiului spațial, de space debris deorbiting. Gunoi spațial, fie că vorbim de bucăți de sateliți sau chiar sateliți morți, vechi, totuși lansăm sateliți din anii 60, noi ca umanitate, ca planetă, și aceștia trebuie deorbitați, dați jos. Și acest sistem GNC poate fi folosit chiar și în tipul acesta de misiuni, de întâlnire, captare și deorbitare. De asemenea, o altă aplicație, ceea ce în engleză se numește in-orbit servicing, care ar putea fi, de exemplu, realimentarea unor sateliți cu combustibil, sateliți care, să zicem, tehnic sunt perfect funcționali, însă datorită timpului petrecut pe orbită și-au consumat combustibilul disponibil și ei ar mai putea funcționa dacă ar avea combustibil. Și atunci se lucrează la genul ăsta de misiuni în care trimitem efectiv un satelit cu combustibil care încarcă un alt satelit și astfel îi mărește durata de viață. Există vreo asemănare cu sistemul care s-a folosit acum la roverul pus pe Marte? Da, ele, cum să zic, tehnic vorbind, sunt toate sisteme GNC. Acum, desigur, unele sunt cu o complexitate mai mică, mai mare, cu un timp de reactivitate mai mic sau mai mare, dar da, e exact, aș putea spune că e același lucru, desigur, acela a fost făcut de NASA, de americani, dar în eventualitatea unor misiuni similare europene se folosește ceva foarte asemănător și inclusiv în cadrul GMV am dezvoltat în urmă sau când s-a început, în urmă cu câțiva ani, un sistem de aterizare care folosea o imagine scanată a lunii și analiza toate aceste repere de la sol, să zic, de pe lună, astfel încât să ajute în determinare să aleagă locul cel mai potrivit pentru o aterizare, amartizare. Vorbeam de sistemul de ghidaj și spuneați și despre un sistem de procesare de imagini. În ce constă el mai exact, explicat publicului larg? Da, acel ce pomeneam mai devreme, acel IPU, cum îl numim noi, Image Processing Unit,
Aici, spre deosebire de... El face parte din sistemul GNC, dar spre deosebire de sistemul GNC despre care vorbeam sau de partea software, în cadrul IPU-ului dezvoltăm inclusiv partea de hardware, deci partea electronică. Vorbim de ceea ce în final va fi un electronic box, o cutie, în care sunt componente electronice, sunt plăcuțe a cărui design și gândire a fost făcută de colegii noștri în România, care este testată, asamblată, dezvoltată în România și care, cum spuneam, e efectiv un produs fizic ce va fi integrat și montat pe Hera, pe satelit și va ajunge în apropierea asteroizilor respectivi. Ce face acest Image Processing Unit, așa cum îi spune și numele, preia semnalul de la camere și îl procesează după niște algoritmi specifici și ajută, contribuie la sistemul GNC prin faptul că identifică anumite elemente distinctive de pe suprafața asteroidului. Adică e foarte probabil ca în cazul succesului misiunii, imaginile care vor fi difuzate de ESA, NASA, nu știu, canalele de știri, să fie practic procesate și puse cap la cap de unitatea despre care vorbim, făcută în România, în București, în laboratoarele noastre, de către colegii mei. Cum ați ajuns să colaborați cu ESA? Care au fost pașii pentru a obține un astfel de contract? Și cât de important e un astfel de contract pentru o firmă, pentru palmaresul unei firme? Deci, după cum spuneam, bine, eu sunt nou în GMV, ca să zic, am început de câteva luni, însă studiul acestui tip de aplicație și acestor algoritmi care stau la baza sistemului despre care vorbim, am început cu niște proiecte, să zicem, mai mici, în cadrul ESA sau un contract direct către ESA și de obicei dezvoltarea aceasta este graduală, adică se pleacă de la ceea ce se numește în domeniul Technology Readiness Level, un nivel tehnologic sau de avansare tehnologică mai scăzut și apoi se tot adaugă fie complexitate, fie se elimină din riscuri, se adaugă o siguranță în ceea ce privește algoritmii și în ceea ce se face, astfel încât cu fiecare etapă se scade riscul și se crește complexitatea sistemului, ajungând în cele din urmă la ceea ce despre ce vorbim astăzi în cadrul Hera. Pentru că vă dați seama, vorbim de o misiune de 100 și ceva de milioane de euro ca valoare, o misiune cu o importanță foarte mare științifică și de ce nu și, nu știu, pentru omenire, să avem capabilitatea de a devia asteroizi și de a ne apăra în cele din urmă, atunci sistemul despre care vorbim are un impact foarte mare asupra misiunii și asta, desigur, duce la nevoia de a avea un risc foarte scăzut. Adică trebuie să fim siguri că tot ce am făcut acolo e testat, validat, și că aș putea spune, chiar perfect. O să profit de ocazie să le mulțumesc tuturor colegilor implicați în acest proiect. Desigur, fără ei, eu sunt doar interfață, sunt purtătorul de cuvânt, dar în cele din urmă vorbim de programatori, de ingineri electroniști, de ingineri hardware, software, ingineri de algoritm. Ca să vă răspund, cred că într-o mai mare sau mai mică măsură, fiecare membru al echipei noastre care se ocupă de segmentul spațial în GMV România, deci fiecare om, cred că, într-un fel sau altul, lucrează la această misiune sau la acest proiect. Vorbim de 15 oameni, 17 oameni care la un moment dat au o contribuție. Cred că echipă constantă, oameni dedicați, sunt în jur de 10-12. Deci și asta vorbim de un proiect care se derulează pe ani de zile. Deci e un efort destul de ridicat și destul de
considerabil. Și asta vorbim doar de echipa din România. Gândiți-vă că, cum spuneam, lucrează cod la cod cu colegii din Spania, din Portugalia, din Polonia. Deci e un efort, un team effort, cum îi spunem noi. Dacă îmi permiteți puțin, am să glumesc pe final. Sunteți implicați într-o misiune care, iată, își propune să devieze un asteroid, o mai veche spaimă a umanității de a fi lovit. S-au făcut nenumărate filme pe subiectul respectiv și aveți discuție cu prietenii, cu cei apropiați din familie. Nu sunteți chiar Bruce Willis, nu? Acolo pentru ei. Ce zic când le explicați cum se desfășoară cu adevărat o astfel de misiune și că nu e ca în filme? Da, din păcate sau din fericire, nici nu știu cum să zic, nu e ca în filme. Aici e mai mult, cum să spun, mai multă matematică și fizică decât cowboys, cum era în filme. Adică nu suntem niște cowboys, suntem mai degrabă niște ingineri pasionați de acest domeniu și care fac tot posibilul ca prin munca lor să contribuie la un subiect atât de important. Adică nu știm niciodată când va veni momentul în care lucrul la care lucrăm noi și această misiune și know-how, adică toate informațiile astea adunate în cadrul misiunii, s-ar putea să facă diferența între a trăi și a muri.